Iulia, mulțumim. Zilnic petrecem ore bune pe internet, adesea chiar fără să avem neapărat ceva de rezolvat și de cele mai multe ori nici nu realizăm cât timp petrecem în fața ecranelor. Doar că inevitabil ajungem să simțim efectele, ne pierdem concentrarea și parcă nici memoria nu ne mai ajută și asta din cauza numărului excesiv de activități media pe care le facem simultan, adică îi dăm creierului prea multă informație. Tinerii sunt cei mai expuși acestui fenomen. Comentăm subiectul cu Nancy Lungu, este analist comportamental. Mulțumesc tare mult pentru intervenția la știrile dimineții. Bună dimineața! Să vorbim puțin despre felul în care internetul ne afectează această capacitate de concentrare, dar și memoria, pe termen lung chiar. Categoric o face, categoric din momentul în care am intrat în era internetului, lucrurile astea se întâmplă. Pe de altă parte, nici nu aș vrea să fragilizăm cumva oamenii tind în momentul respectiv să spună, ok, eu îmi pierd memoria, am observat lucrul ăsta. De fapt, acuratețea memoriei, mai ales că e un proces destul de dinamic, este destul de scăzută, ea este un proces continuu, dar într-adevăr a sta foarte mult timp, a sta concentrat într-o măsură sau într-alta sau nu sta deloc concentrat, nu ajută la stabilizarea informațiilor în creierul nostru și lucrul ăsta are efecte. Deci, fără doar și poate, există un echilibru care trebuie să-l căutăm aici, e un echilibru personal, de departe nu e o formulă universală pentru toți, însă lucrul ăsta este de reținut că a sta foarte mult în fața computerului, pe telefon, nu ajută la stabilizarea informațiilor. Adunăm din prea multe zone, prea multe tipuri de informație. Nu se creează o arhitectură care ulterior să ne ajute foarte tare. Acum, să recunoaștem că de cele mai multe ori când o persoană se definește ca fiind multitasking, o face subliniind o calitate până la urmă. Să explicăm de ce acest multitasking de fapt nu ne face atât de mult bine. Noi cunoșteam și dinaintea internetului că multitasking-ul, în toate experimentele făcute, în foarte multe dintre ele, multitasking-ul nu ajută atenției, nu ajută concentrării și implicit nici măcar nu semnalizăm creierului că este important ceea ce facem. Și lucrul ăsta aici este poate rezultatul cel mai puțin satisfăcător pentru noi, este că pe lungă perioadă de timp începe să scadă și puterea atenției și implicit calitatea memoriei, nu memoria în sine, calitatea ei. Și atunci, da, multitasking-ul este o proastă strategie de a învăța ceva. Dacă vrei să înveți ceva și dacă vrei să fii satisfăcut, multitasking-ul nu este o idee bună. Aud foarte multe persoane care spun, nu mai amintesc ce am făcut ieri, nu mai știu nimic din ce am făcut ieri, însă mi-amintesc cu precizie o zi anume din liceu sau de când eram mic. Mă întreb dacă liceenii din ziua de astăzi ar mai putea să spună asta peste 10-15 ani, dat fiind contextul vieților, adică viața lor este dominată de internet, de multitasking, dacă vreți, în mediul online, de dimineață până seara. Care sunt efectele în cazul lor? Pe lungă durată de timp, de fapt, nu știm foarte clar, asta trebuie spus, însă pe o perioadă medie, totuși, ne este destul de clar că se schimbă calitatea atenției noastre. Pierdem din atenția, cere multe resurse din creier, ceea ce este un lucru bun, da? Ne concentrează pe un anumit lucru. În momentul în care o folosim, o dispersăm, nu o să mai avem o informație de calitate. Partea neplăcută este că dacă exersezi în sensul ăsta mult timp, ajungi până acolo unde începi să pierzi și calitatea concentrării tale. Și aici ai de pierdut. Deci probabil că aici e o pierdere și probabil că vom vedea lucrul ăsta. Pe de altă parte, aici vreau să subliniez, pentru că e important, nici să nu avem senzația că s-a produs o mutație definitivă în noi și nu mai putem să reținem lucruri. Aici ține mai mult de calitatea vieții noastre în genere, de multe procese care se întâmplă. Știu deci, că sunt niște lucruri avem pe care le putem face astfel încât să compensăm cumva stilul acesta de viață în care stăm multe ore în fața ecranelor, în care suntem bombardați cu informații. Adică putem cumva să includem în stilul nostru de viață niște lucruri astfel încât să ne exersăm memoria. Fără nicio discuție, da, și anume trebuie să
avem o perioadă în care ne concentrăm maxim pe un anumit lucru, deci în care nu mai avem telefon, nu mai avem alte lucruri de genul ăsta, să ne limităm dacă putem timpul stat pe, în activități multitasking, dacă putem să limităm, dar exact cum spuneam, mult mai important este să avem activități solide din punct de vedere cognitiv, unele în care suntem acolo cu totul. Lucrul ăsta ajută creierul foarte tare să-și organizeze informația, să nu mai fim atât de dispersați. Ceea ce e interesant este că studiile arată că corelează bine și cu satisfacția vieții, pentru că, de fapt, a fi satisfăcut înseamnă a fi corect concentrat pe ceea ce îți face plăcere. Nancy Lungu, mulțumesc tare mult pentru Și intervenție eu și vă mulțumesc. pentru explicații.